Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Ne aflăm astăzi la Cumpăna. Am revenit aici pentru că este una dintre comunele din județul Constanța care, cu toate că a fost atinsă de pandemie, a reușit să se mențină sub linia de carantinare. Nu știm dacă este o performanță neapărat, dar încercăm să aflăm care sunt eforturile făcute de administrația locală în această perioadă pentru ca toată această situație să fie suportată mai ușor de către oameni. Ca oamenii de orice vârstă, de la copiii, de la școală până la bătrânii care au nevoie de ajutor, să treacă mai ușor peste toate aceste probleme. O am invitată ca de obicei pe doamna primar Mariana Găjiu. Mulțumim pentru invitație și mă bucur să vă revăd, doamna primar. Bună ziua, bine ați revenit în comuna noastră. Și am ținut ca această întâlnire a noastră să se desfășoare imediat după ședința Consiliului Local, pentru ca informațiile pe care le aducem locuitorilor comunei Cumpăna să fie cele care sunt, au avizul de legalitate și în același timp legislativul fiind Consiliul Local au aprobările acestuia. Aveți un nou Consiliu Local, vă ajută acest Consiliu Local să treceți toate aceste proiecte de mare importanță pentru localitate? Cum se comportă noi consilieri? Deci noi nici nu concepem să nu muncim într-o echipă. Activitatea electorală la Cumpăna s-a terminat după data de 27 septembrie, din punctul nostru de vedere, care suntem o echipă ce conștientizăm de-a lungul anilor câtă importanță are comunicarea, colaborarea în aprobarea și adoptările hotărârilor Consiliului Local. Din punctul nostru de vedere, chiar dacă această componență este cu 3 membri consilieri locali ai USR, 3 PNL, 11 PSD, nu credeți dumneavoastră că aceste proiecte care sunt aprobate trec pur și simplu fără să fie discutate pe comisii, fără să fie discutate și apoi aprobate în plenul Consiliului Local? Ați ca drept dovadă... Piedici de natură politică, da, în Consiliu? Da, da, bineînțeles că da. Noi suntem de acum, din păcate, obișnuiți cu această atitudine. Sunt împotrivă pentru că trebuie să fiu împotriva proiectului propus de primar. Pentru că majoritatea PSD trebuie să fie înfruntată. Chiar dacă e vorba de o chestie bună pentru localnici? Chiar dacă este vorba de o chestie bună pentru localnici. Este interpretată și răsinterpretată și eu nu vreau să iau în discuție aceste piedici, aceste obstacole. Ele care se referă, de exemplu, la neînțelegerea circuitului documentelor și, mai bine zis, a constituirii unui buget de venituri și cheltuieli la nivelul unității administrativ-teritoriale. Un consilier care a făcut parte și din mandatul trecut și face și din acest mandat și care totuși consideră că banii nu sunt folosiți cu eficiență. Concret, Clubul Sportiv Victoria Cumpăna a atacat de-a lungul a 4 ani această activitate a clubului sportiv, o atacă în continuare. De ce trebuie să păstrăm în buget banii dacă nu îi folosim, având în vedere activitatea redusă, după dumnealui era și inexistentă activitatea sportivă, nici pe departe. Este unul dintre singurele, dacă nu chiar singurul din județ, care are activitate. Cei de la Megidia sunt la fel de activi ca dumneavoastră și care aduce campion pe bandă rulantă până la urmă. Vreau să vă spun că în această perioadă a pandemiei, secția de gimnastică ritmică a Clubului Sportiv Victoria Cumpăna a adus comunei Cumpăna 15 medalii. 15 medalii pe care 12 micuțe, campioanele de aur, cum le numim noi ale Cumpenei, s-au pregătit, s-au chinuit, au participat chiar la competiții, la competiții naționale, nu vorbim de o competiție județeană sau interjudețeană. Vă imaginați că pentru această activitate noi nu avem decât a mulțumi copiilor, părinților, profesorilor, instructori care se pregătesc și au grijă de copiii noștri și lună de lună ne bucură sufletul. Ei sunt ambasadorii. Cum poate un astfel de consilier să se ducă să le spună fetelor care au venit cu medalii din de la toate competițiile, să le spună de mâine stați acasă, nu vă mai pregătiți pentru că eu votez să nu vi se mai dea banii necesari pentru pregătire. Deci noi, bineînțeles că am avut în același timp, zic eu, chipzuința, înțelepciunea ca pe mai departe activitatea clubului să funcționeze, având voturile majorității în Consiliul Local și bineînțeles că prezentarea chiar ieri în Consiliul Local a fost prezentată rectificarea bugetară a clubului sportiv, unde s-au retras sume datorită reducerii activității clubului, nu inexistenței acesteia.
Însă viața merge mai departe. Noi trebuie să muncim mai departe și să demonstrăm că aceste proiecte nu fac altceva decât să vină în dezvoltarea tuturor domeniilor de activitate la nivelul localității. Transmiterea live a ședințelor Consiliului Local sper că ne va permite ca locuitorii Comunei Cumpăna, cetățenii care ne-au votat, eu sunt primarul tuturor locuitorilor Comunei Cumpăna, eu răspund în fața tuturora și noi de acum facem administrație publică locală. Nu se poate transparență mai mare decât să arăți tuturor toate discuțiile care au loc la ședințele Consiliului. Absolut. Și să vadă oamenii pentru ce au votat și mai ales pe cine au votat. Absolut. Eu, de asemenea, le-am atras atenția colegilor consilieri locali nou veniți în cadrul Consiliului că această activitate a Consiliului Local și bugetul nu se realizează cum dorește primarul sau cum doresc anumiți consilieri locali, ci el funcționează în baza legii 273 a finanțelor publice, deci pe care noi trebuie să o respectăm întocmai. În același timp, administrația locală Cumpăna, primăria comunei Cumpăna, serviciul de asistență socială nu se transformă în îngrijiri la domiciliu, în asistență medicală la domiciliu. De exemplu, avem în componența Consiliului consilierul SR, dr. Braga, care consideră că primăria, serviciul de asistență socială, chiar era și indicația de ieri, asistenții sociali, deci inspectorii de asistență socială, împreună cu femeile de servici de la școală, că școala tot e online, cu asistentele de la medici de familie, care trebuie să facă și verificare medicală la domiciliu, da? Să meargă să îngrijească bătrâni la domiciliu. Iar primăria, din banii repartizați pentru asistență socială, sunt distribuiți, să fie distribuiți către bătrânii de la domiciliu sau persoanele care au nevoie. Păi administrația publică locală nu prestează servicii medicale. Administrația publică locală, inspectorii de asistență socială întocmesc anchetele sociale pentru locuitorii comunei Cumpăna care au nevoie de obținerea unor documente de scutiri financiare, scutiri ale impozitelor și taxelor, de încadrare într-un grad de handicap, dar nu stabilește asistentul medical. Inspectorul de asistență socială nu este inspector medical, nu are studii medicale. Este adevărat că acești oameni au nevoie de ajutor și știu că exact. Primăria s-a implicat în aia. Așa este. Și tocmai despre această implicare vreau să vă spun eu și să vă vorbesc eu acum, pentru că este o continuare a explicațiilor pe care le dădeam consilierului local ieri în timpul ședinței. Majoritatea consilierilor locale au înțeles, nu se pune problema că nu, toată lumea n-a înțeles că nu se poate. Da, dacă un consilier local vine cu o propunere de proiect unde a identificat sursa de finanțare a angajatului care execută această activitate, prestație medicală și care în același timp permite cumpărarea medicamentelor ca să poată să fie atribuite gratuite, foarte bine, jos pălăria, dar nu să ceri din taxe și impozite locale tu să poți să plătești medicamente pentru oamenii care nu au posibilitate financiară sau care nu au puterea să meargă la medic, să-și plătească un consult. Ca atare, în această perioadă de pandemie, dumneavoastră a spus că până acum am scăpat de această carantinare a localității. Exact. Gigea, Eforie, Constanța, tot timpul o urmărim și la noi este 6,35 rata incidențelei la 1000 de locuitori în ultimile 24 de ore, ceea ce înseamnă foarte mult și pentru Cumpăna. 101 persoane sunt afectate COVID și care sunt carantinate. Credeți că ar fi necesar o astfel de carantinare pentru Cumpăna? Ar ajuta oamenii să înțeleagă, eu știu, mai bine să-și desfășoare cu responsabilitate sau să, eu știu, să nu-și mai organizeze ieșiri din locuință, din gospodărie? Deci aici vroiam să vă spun eu, mai mult și mai bine decât conștientizarea de fiecare dintre noi, locuitor al comunei Cumpăna, fie că suntem tineri, fie că suntem vârstnici, mai mult decât a ne apăra noi,
a păstra acea mască în spațiile închise, dar ați văzut că și în spațiile deschise, folosirea dezinfectanților, atât în instituții, atât în spații închise, dar cât și în mijloacele de transport în comun, acolo ne omoară. Grija acestor transportatori de a executa dezinfecția în mijloacele de transport și dorința de a nu a mai supraaglomera și în aceste momente mijloacele acestea de transport la orele de vârf sunt măsurile pe care noi trebuie să le respectăm ca să evităm, să evităm această carantinare totală. Nu cred eu și încă o dată o spun cu credință, carantinarea localității totale nu există să fie o soluție bună. Avem oameni unde 80% din locuitorii comunei Cumpăna își au locul de muncă în Constanța. Noi și așa suntem loviți de soartă cu nodul de descărcare până când ieșim de la bifurcație. Dar aminte să mai oplească, să mai consulte fiecare declarația. Declarația pe proprie răspundere unde te duci când te întorci și toate celelalte, toate stipulate în acea declarație. Vă imaginați câte kilometri de cozi ar fi până să poți să ieși în Constanța. Este o invitație indirectă și pentru oameni să respecte aceste absolut măsuri pentru a scădea rata asta. Indiferent de criticile pe care aceștia le fac pe rețelele de socializare, în momentul în care noi, administrația publică locală, am mai lansat această chemare la respect al măsurilor de protecție. Oameni buni, niciunii dintre noi nu dorim să fie închisă total comuna. Nu acesta este țelul nostru. Mai mult decât atât, dragi locuitori ai comunei Cumpăna, noi vrem să demonstrăm că putem să milităm împreună pentru redeschiderea școlilor, pentru redeschiderea piețelor, a târgurilor și să nu fie închise. Oamenii, proprietarii de terenuri, proprietarii de animale, crescătorii de animale, să aibă posibilitatea în această perioadă să-și valorifice munca pe care a realizat-o într-un an întreg, într-un an chinuit, cum nu l-a mai trăit niciodată. Deci nimeni nu-și dorește doar să țină oamenii închiși, legați. Mai mult decât atât, grija administrației publice locale necontenit a acționat pentru a veni în sprijinul celor care nu au aparținători. Astfel, Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Cumpăna a încheiat, deja a depus un proiect în parteneriat cu Ministerul Muncii și Asistenței Sociale care se referă la sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19. Așa se numește. Concret, acest proiect este încheiat pentru două persoane de asistență socială din cadrul Serviciului de Asistență Socială. Valoarea proiectului este de 161.280 de lei, care ce face? A identificat la nivelul comunei 200 de persoane vârstnice peste 65 de ani. Cred că sunt mai mulți decât ar fi avut, proiectul acesta resurse. Vedeți? 200 de persoane. Aici sunt încadrate persoanele peste 65 de ani, dar sunt și tinerii cu handicap, cu dizabilități, de la vârsta de 16 ani în sus. Toate aceste persoane vor beneficia în toată perioada aceasta, de septembrie 2020, februarie 2021, de măști, de mănuși, de dezinfectant, de acasă la dumnealor. Nu trebuie doar că i-am dat o mască. Nu, au pe cantități. Unde inspectorul de asistență socială pe bază de semnătură se duce și le duce la domiciliu. A nu se confunda această grijă față de persoanele acestea cu fondurile alocate, repet, de fonduri europene prin Ministerul Muncii, prin grija de a face curățenie în casa persoanelor vârstnice, de a aduce medicamente cu titlu gratuit. Noi am mai avut astfel de programe la începutul perioadei de pandemie, unde 36 de bătrâni erau în grija noastră, nu numai cu medicamente, cu măști, cu dezinfectanți, ci cu alimente. De imaginea aceea când la voastră personal v-ați dus alături de voluntari și le duceați așa este. O pungă cu ceva, medicamente și așa mai departe. Și am mers acolo pentru că bătrânii nu aveau curajul să deschidă poarta, să primească, temându-se de la cine, cum, ce fel când e omul a infectat. Exact așa, încercând să, identificând glasul, văzându-mă, așa au spus bătrânii, lăsați
lăsați-le-mi aici că vin acum, deschid poarta să le iau în curte. Deci, repet, oamenii au devenit temători. Ca atare, activitatea noastră, în afară de acest proiect de care vă vorbeam, cu fonduri europene, mai există proiect pe care tot asistența socială îl implementează, încheiat între Fundația Crucea Alb-Galbenă. Este organizație non-guvernamentală care vine tot în sprijinul persoanelor care au nevoie de sprijin la domiciliu. Această fundație vine și execută 90 de zile pe an, doar 90 de zile pe an, pe o perioadă atâta cât pacienții au asigurări cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și în adâncimea județului 25 de kilometri de la municipiul Constanța spre interiorul județului. Aici are competența de acțiune această fundație Crucea Alb-Galbenă. Ce face? Aceasta vine, poate să aducă și medicamente, medicamentele stricte pe care le pot cumpăra din banii cu care are casa încheiată asigurare cu fundația respectivă, dar pot să efectueze și anumite verificări medicale. De asemenea, de o asistentă medicală, asistent cadru medical pe care primăria nu-l are, dar fundația îl va angaja la teritoriu, pe teritoriul comunei Cumpăna. Asta înseamnă asistență medicală gratuită? Gratuită pentru cei în vârstă. Și acele servicii medicale gratuite sunt stipulate clar, corect, concret în serviciile de îngrijire socio-medicale la domiciliu. Sunt servicii prezentate și cu plată. Ele se regăsesc pe site-ul primăriei comunei Cumpăna ca urmare a parteneriatului pe care noi l-am încheiat cu această fundație. A avut loc... Cum pot oamenii să beneficieze? Trebuie să facă o cerere? Care e mecanismul acesta pentru solicitarea? Oamenii pot să facă și o cerere la nivelul serviciului asistență socială în cadrul primăriei Cumpăna, dar primăria Cumpăna are identificate aceste persoane pentru că tot aici sunt cei care vin și ne anunță, vin și ne întreabă, vin și ne spun cum putem ajuta. Găsim oameni însă care, subliniez, nu fac altceva decât să vâneze orice tip de ajutor, orice tip de surplus pe care îl aduce statul, dar acesta, din păcate, nu face altceva decât să vândă produsele pe care le primește, nu face altceva decât banii să-i dea pe băutură, pe cafele și pe temiri, sunt altceva. Sunt convins că bătrânii au nevoie de tot ajutorul, dar nu sunt doar ei în situația asta. Și atunci aș vrea să vă întreb ce se întâmplă în școlile, grădinițele din Cumpăna. Cum vă adresați, eu știu, părinților care spun, da, e școală online, dar am nevoie poate de un computer, o tabletă, ceva, pentru ca al meu copil să-și desfășoare această activitate. Cum ajutați profesorii, cadrele didactice din școli, să treacă peste perioada asta neobișnuit de grea pentru ei? Ce faceți în acest sens? Ce ați făcut până acum? Deci este mai bine zis ce am făcut, pentru că proiectele au fost aprobate ca și indicatori aseară în ședința de Consiliu Local, ele fiind deja depuse, da, de astăzi, pentru programul operațional competitivitate. Notele de fundamentare au fost înaintate anterior pentru a vedea dacă sunt eligibile solicitările noastre și astfel liceul Nicolae Dumitrescu din localitate, cele două grădinițe ale, dar de fapt aceasta se adresează numai liceului din localitate, vor beneficia prin programul acesta în valoare de 3.011.000 de lei de 1.300 de tablete. De suficiente pentru toți elevii. Da, acestea sunt solicitările școlii, deci școala știu foarte bine ce notă de fundamentare a înaintat. Solicitarea se referă în același timp la 58 de camere de luat vederi, 58 de table interactive, 80 de laptopuri pentru cadre didactice, dar bineînțeles că a fost introdus în ultimă fază și un sistem NDM pentru a putea să funcționeze
comunicarea între dascăl și elev pe această platformă cât se poate de rapid. Este, dacă vreți, ajutorul cel mai mare pe care Uniunea Europeană, că tot fonduri europene sunt și acestea, care vor finanța prin Ministerul Educației proiectul despre care vă vorbesc. Acestea sunt doar elevi de liceu. Ce se întâmplă cu celelalte categorii? Să-i, nu știu, să-i luăm de la cei mici, de la creșă, nu se pune problema, de la grădinițe. Vreau să vă spun că la grădinițe Comuna Cumpăna are un parteneriat cu Fundația Principesa Margareta, unde știți foarte bine că acolo unde am auzit de o oportunitate, Mariana Gâjul și funcționarii publici ai primăriei Cumpăna nu fac altceva decât să urmărească acordurile de parteneriat, să încerce să-și unească efortul cu oricine vrea să vină în sprijinul copiilor. Păi m-am îngrozit când aseară am văzut, mai bine zis, azi noapte, o emisiune la televizor cum copiii din anumite sate erau pur și simplu cocoțați pe o bancă într-un copac ca să găsească sistemul, conexiunea, da, să poată să facă lecția cu dascălul, cu învățătorul, cu mai mult decât atât, învățători care pregătesc copiii de la clasa 0 până la clasa 4, toți, cu toți într-o zi și pe ore și toate cele. Noi la nivelul comunei știți foarte bine că tot așa am încercat să aibă grădinițele laptopuri, să poată lucra și cu copiii care pot să lucreze. Cumpăna are 1369 de elevi la școală, dar mai avem și 428 de elevi care sunt la cele două grădinițe. Gândiți-vă că nu toți copilașii sunt de a lucra pe tabletă, pe laptop, la grădiniță. Atunci noi ne rugăm la Dumnezeu să fie sănătoși, să putem să lucrăm cu grupele mari care se pregătesc pentru anul viitor și cadrele didactice, eu cel puțin din punctul meu de vedere, sunt susținătorul deschiderii, redeschiderii instituțiilor de învățământ. Ați făcut asemenea demersuri? Ce răspunsuri ați deci, de la inspectoratul școlar, de la prefectură? Deci fiecare dintre dumnealor spun doar atâta. În momentul în care doar aceste hotărâri ale instanțelor de judecată să poată să îndemne, să aibă curajul să ia măsura de redeschidere a școlilor. Până nu se ia această măsură la nivel de minister, nimeni nu-și asumă răspunderea. Sincer vă spun. Dar este următorul aspect. Trebuie încă o dată spun să avem grijă noi, fiecare dintre noi. Nu există nici să fim habotnici, să încălcăm măsurile, dar nici să închid. Uitați, nici eu nu sunt de acord cu închiderea piețelor, închiderea oboarelor, unde oamenii nu mai au posibilitatea să circule. E același risc ca cel care se duce în mall. Este, dacă vreți, un sabotaj al agriculturii românești, al producției naționale. Rafturile magazinelor, marilor marketuri ar trebui să fie și cu produsele românești. Știm foarte bine cât de greu pătrunde un țăran, un producător național pe rafturile marilor magazine. De ce le luăm și șansa de a merge la piață? Vedeți, toate sunt legate. O să spuneți, de ce sări de la educație la piață? Păi copilul pleacă de acasă, se duce mama, se duce și în piață, se duce și duce copilul și la școală și uite așa merge un circuit al familiei. Sunt bunici care aveau în grijă numai acest lucru, să ducă copiii. Deci eu, din punctul meu de vedere, subliniez, aș dori în continuare, vă spun, să putem să avem copiii cu tot ce au mai bine pus la dispoziție. Tocmai de aceea, săptămâna aceasta, am fost la București, că nici nu mai unde am depus proiectul, tot pentru educația copiilor, dar nu numai a copiilor, și a tinerilor și a locuitorilor, construcția unui patinoar alături de... Am văzut ideea asta și chiar vreau să vă întreb. Anul trecut ați avut sărbători foarte frumoase la Cumpăna. S-au strâns oameni, i-au văzut toate acele lucruri din luminițe, sărbători, concerte și așa mai departe. Anul ăsta probabil că nu se va întâmpla, din păcate, chestia asta. No. Și atunci, cum vor mai simți oamenii din Cumpăna bucuria sărbătorilor? Păi nu avem altă posibilitate și le transmit tuturor locuitorilor să avem răbdare, să treacă această perioadă. Însă noi nu putem uita cu toții, oameni buni, de
această lună sfântă a sărbătorilor Sfântului Crăciun. Bucuria de a vedea luminițele, bucuria de a vedea, dacă vreți, chipul luminos al copilului când mergea la joacă, mergea în orășelul copiilor, nu mai avem, dar atunci măcar să putem să facem, sau cel puțin împreună, să putem să amenajăm comuna cu ghirlandele luminoase pe care le avem în stoc de-a lungul anilor achiziționate. Așa cum face, eu știu, nu, noi, să dau exemplu, Primăria Constanța le închiriază an de an. Nu, noi nu avem închiriate. Noi nu avem închiriate. Am achiziționat de-a lungul anilor. Aici să crease așa o tumoare. Faptul că apăruse că primăria cumpăna în plină pandemie achiziționează căsuțe, locuri de joacă. Păi nici de cum. Era bugetul de venituri și cheltuieli, lista de investiții anului 2020, unde au fost cuprinse achizițiile efectuate în luna decembrie, unde aveam datoria de achitat pentru cele achiziționate și amenajarea orășelului copilului. Restul de plată pe care nu am reușit să le efectuăm. Acel orășel copiilor va fi, împărțit, distribuit în toată localitatea. Exact. Va fi în toată localitatea, numai aranjamentul luminos, care a fost achiziționat, subliniez, anul trecut, pe străzile localității. În același timp, însă, trebuie să se facă simțită Sfânta Sărbătoare a Crăciunului, a lui Moș Nicolae. Și pentru că nu trebuie să fiu nici acuzată de campanie electorală, de mită în campanie electorală, dar mai există o altă campanie electorală, am crezut că nu o să o mai avem. Dar uitați că 6 decembrie este o zi a votului. Deci Moș Nicolae nu poate să-și intre în drepturi așa cum se cuvenea, să bucure copiii. Ca atare, după ziua de Moș Nicolae, noi, prin hotărâre de Consiliu Local, pachetele pentru copii, pentru Moș Nicolae, dulciurile pe care l-am rugat pe moșul să le aducă. Deci o să fie surpriza lor, că mai mult de dulciul, vă dați seama că acesta este ce bucură cel mai mult copilul. Da. Și de Moș Crăciun vor fi reunite într-un singur dar, vom ruga pe cei doi moși să-și dea mâna să vină să bucure odată copiii, dar îi vor bucura prin voluntarii comunei Cumpăna. Prin voluntari va avea moșul ajutoare, spiriduși de aici, din localitate. Și cum liceul Nicolae Dumitrescu ne este un partener de nădejde, ne va pune la dispoziție adresele de domiciliu ale elevilor și spiridușii moșului vor merge acasă la domiciliu să poată să ducă aceste mici bucurii, dar cu tot sufletul dăruite copiilor noștri. Va fi o activitate foarte mare, având în vedere că hotărârea este aprobată pentru 1769 de elevi. Vă imaginați că nu este deloc o localitate care are 200 de copii, haideți la toți 200, ar fi fost o joacă. Dar am spus așa, dacă în noaptea de înviere, tot respectând legile de distanțare, de protecție, voluntarii au fost și au dus Lumina Sfântă acasă, la domiciliu, în localitate, și s-a putut, am credința că se va putea și de data aceasta și vom reuși să ne organizăm. Nimic nu este realizabil dacă nu pui suflet și dacă nu ai credință că ce faci, faci un lucru bun. Nu facem nimic să fie nici greșit, nici ieșit din comun. Voluntarii presupun că vor avea toate măsurile de protecție necesare, vor merge cu măști, cu toate cele. Absolut. Absolut. Să oferi un cadou din inimă și să simți că acel om, acel copil se bucură de el și nu se gândește, părintele, oare mă infectez, nu mă infectez, care e situația? Și atunci am discutat și această problemă în sensul de a putea fi ambalat în plastic, ce poate fi spălat, ce poate fi dezinfectat și nu să poată să fie liber, să pună mâna atâția oameni pe un produs pe care să-l mânesc copilului. Doamne ferește! Nu aceasta e. Văd că aveți în față o foaie pe la care vreau neapărat să ajungem, pentru că știu că în perioada care tocmai a trecut ați făcut un studiu de trafic la intrările și la ieșirile din comune. De fapt, intrarea, ieșirea către Constanța, pentru pregătirea mult așteptatului proiect, nodul de autostradă.
Ce a rezultat după acel studiu de trafic? Câți cumpăneni intră sau ies din comună? Eu știu, câți se duc dimineața la muncă și se întorc seara acasă? Deci, oamenii aceștia au rămas surprinși, să nu spun șocați, ce prezintă acest raport. Da? Așa arată raportul respectiv. Sunt pe categorii de autovehicule? Pe categorii de autovehicule. În același timp, în orarul aglomerat, supra-aglomerat, 6.30, am pus 10.30, au fost joi, vineri și luni, marți, efectuate. S-a depășit 2.497 de autoturisme dimineața plecând din localitate spre municipiul Constanța. Au depășit, deci nu numai autoturismele, numărul de autobasculante cu mai mici de 3,5 tone. Au depășit 150 pe zi de 1,5 tone. De asemenea, autobasculantele, autocamioane, da, cu două axe, să ajungă la 50. Traficul acesta, în schimb, a fost majorat cu 25% pentru faptul că este perioadă de pandemie, școlile închise și alte locuri de muncă de asemenea închise. Toate acestea ar fi făcut să fie mult mai mare traficul pe care l-au inspectat, l-au constatat inspectorii. Deci, cifrele confirmă, cu alte cuvinte, că aveți nevoie de acel nou că avem nevoie de care vă bătesc de atâta timp. Așa. Și pentru că am spus de atâtea ori, acest nod de descărcare va deservi locuitorii comunei Cumpăna. Nu este realizat doar pentru a fi în slujba cetățenilor care circulă în sudul județului Constanța și nici pentru cei care în zona industrială Constanța, a municipiului Constanța. Deci, oameni buni, a se înțelege, acest nod de descărcare va fi amplasat nu spre satul Lazu, deci în apropiere de Dedeman, magazinul Dedeman, ci dincoace de Movilă, spre București. Acolo va avea un alt pod peste autostrada A4, acolo vor fi bretelele de intrare de la București și de ieșire din Cumpăna spre Agigea, spre Mangalia, cum mergem noi în acest moment. Prin realizarea acestui nod de descărcare, doar locuitorii comunei Cumpăna pot să descongestioneze aglomerația de pe actualul pod ce traversează autostrada A4 și pot să descongestioneze aglomerația de la bifurcație. Nu mai este nevoie să ajungem la bifurcație ca să plecăm chiar spre Agigea. Putem pleca din dreptul localității noastre. Nu mai este nevoie să ne ducem spre bifurcație, la sensul giratoriu de la Lazu, să urcăm pe autostrada spre București. O vom face de la noi de acasă. Ieri, deci miercuri și astăzi, joi, 25-26 octombrie, reprezentanții Ministerului Transporturilor sunt pe teritoriul comunei Cumpăna pentru a executa ridicările topo pentru acest nou amplasament. Așa este. De-a lungul a 10 ani de când ne chinuim, am avut 5 propuneri de nod de descărcare pe autostrada A4. De data aceasta, eu am credința și convingerea că va fi cel care deservește doar și doar comuna Cumpăna pentru descongestionarea traficului, dar în același timp ne va permite ca de acolo, de la acest pod, să putem porni un alt proiect de șosea de centură, de ocolire a comunei Cumpăna pe terenul extravilan al localității Cumpăna, un drum de exploatare fiind transformat în drum comunal. Este un proiect de anvergură pe care comuna Cumpăna îl va avea realizat. Nu a fost doar o campanie electorală, cum nici doar campanie electorală
proiectul de City Bus. Proiectul City Bus, și vreau să fac cunoscut locuitorilor Comunei Cumpăna, nu este un proiect doar propriu al Comunei Cumpăna și al Municipiului Constanța. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport, City Bus, a pornit la drum prin adoptarea hotărârilor de Consiliu Local de către localitățile Năvodari, Ovidiu, Cogălnicianu, Cumpăna și, bineînțeles, Municipiul Constanța. Au fost emise aceste hotărâri, le-a înaintat fiecare UAT la Municipiul Constanța, după preluarea mandatului de către domnul primar Chițac, noi toți, colegii primari, am înaintat solicitare de a avea întâlnire cu domnul primar pentru a continua proiectul City Bus. Dragi locuitori ai Comunei Cumpăna, eu vă rog ca cel puțin în al 99-lea ceas luați aminte la toate informările pe care noi vi le transmitem așa cum le avem oficial, legal și în care măsură este posibil să se realizeze. Niciodată nu o să-mi permit să vă informez altfel decât realitatea care se prezintă în această situație. Ca atare, luna ce vine e luna sfântă a sărbătorilor de Crăciun. Încercăm cu tot sufletul să fim unii cu alții cât se poate, nu de înțelegători doar, de buni. Și dacă dumneavoastră vreți și puteți și putem cu toții să facem fapte bune, haideți să le facem, dar prima este de a nu ne învenina sufletul mai mult decât durere avem atunci când vedem prieteni, rude, suferind de această boală care a atacat omenirea, acest virus care nici pe noi nu ne-a ocolit. Din păcate, aud aproape zilnic de alți prieteni, de alți oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Să ne dăm mâna, să le putem veni în ajutor. Este cea mai mare rugămintea mea către dumneavoastră. În rest, dragii mei, vă doresc sănătate din tot sufletul. Sănătate, pentru că avem nevoie mai mult decât orice să fim sănătoși, să putem să-i ajutăm pe ceilalți. Să fim sănătoși ca împreună să construim, să investim în comună toate fondurile europene ce vor veni din exercițiul financiar 2021-2027. Eu pentru aceasta sunt aici. Nu voi pleca nicăieri. Nicăieri, indiferent că dumneavoastră ați văzut poziționarea mea pe o listă a partidului pe care îl reprezint. Partidul Social Democrat este partidul din care fac parte și voi susține acest partid. Dar eu duc politica cumpănenilor, fac munca împreună cu cumpănenii, pentru cumpăneni, aici, acasă, la noi, la Cumpăna. Vin niște alegeri. Oamenii se tem poate să iasă la vot, ținând cont de contextul actual. Ce-i sfătuiți pe cei de orice vârstă să facă în ziua alegerilor? Ar trebui să meargă la vot, să se protejeze? Ar trebui să se gândească mai degrabă la sănătatea lor și a celor din jur să rămână acasă? E o alegere destul de dificilă. Care ar fi sfatul noastră pentru cumpăneni în ziua alegerilor? Le-am spus-o de fiecare dată locuitorilor Comunei Cumpăna. O spun și acum. Am avut credința că vor fi anulate alegerile din 6 decembrie, tocmai pentru a proteja toată lumea. Am văzut că acest lucru nu s-a întâmplat. Pentru că aceste alegeri se vor desfășura totuși. Vă rog, dragi locuitori ai Comunei Cumpăna, luați măsurile de protecție, păstrați tot timpul masca asupra dumneavoastră,
păstrați-o și purtați-o și veniți la vot în ziua de 6 decembrie, pentru ca localitatea noastră să nu fie o localitate codașă în ceea ce privește prezența la vot. Votul, în schimb, îl veți exercita dumneavoastră cu mintea, cu sufletul, așa cum simțiți. Așa cum simțiți că trebuie să ne fie bine nouă locuitorilor Comunei Cumpăna, tuturor locuitorilor Comunei Cumpăna, să ne gândim că de votul nostru depinde dezvoltarea durabilă a proiectelor noastre și depinde viitorul comunei noastre. Acesta este îndemnul pe care eu vi-l aduc, dragi locuitori ai Comunei Cumpăna. Întotdeauna m-ați sprijinit în cei 20 de ani prin prezența la vot, prin votul pe care mi l-ați dat, m-ați sprijinit în proiectele pe care le realizăm împreună în comună. E un îndemn bun și contează foarte mult ca oamenii să înțeleagă că protecția personală trebuie făcută în orice situație și atunci, chiar dacă localitatea va intra sau nu în carantină, pentru că poate se poate întâmpla și acest lucru la un moment dat, trebuie să ai grijă că atunci când pleci să ai o declarație la tine, să-ți iei toate măsurile de protecție, să te speli pe mâini când ajungi la destinație sau când revii acasă, toate aceste lucruri trebuie să intre, să facă parte din noul normal, dacă îl putem numi așa, astfel încât oamenii să înțeleagă că nu se protejează doar pe ei, ci și pe cei vulnerabili, pe bunicii noștri, poate, de acasă, sau părinții noștri. Ne apropiem de final. Vreau să vă mai adresez totuși o întrebare. Cumpăna reușește să facă astfel de proiecte despre care mi-ați vorbit în această emisiune, chiar și în timp de pandemie? Vă văd că sunteți activă, vă văd că plecați la București, la, eu știu, în alte zone unde este nevoie de noastră pentru a aduce resurse comunei. Cum vă găsiți, eu știu, resursele necesare în perioada asta, cu atât mai mult cu cât poate, dacă e să luăm așa, poate faceți parte din grupa de risc, pentru că aveți o anumită vârstă și ar trebui să vă protejați și să mai mult să stați acasă decât să alergați după fonduri, să alergați după proiecte, să aduceți în comună bani pentru dezvoltarea localității. Păi vedeți dumneavoastră că alții mă întreabă care e cheia succesului. Păi aceasta e cheia succesului. A nu aștepta aici să vină să te întrebe cineva, tu ai nevoie? Tu vrei proiectul acesta? Păi, normal că am nevoie, vreau să aduc ce e mai bun pentru copiii noștri, ce e mai bun pentru locuitorii noștri. Și eu nu știu să muncesc altfel decât încercând să găsesc care sunt noile oportunități, care e sursa de finanțare, în care proiect mă încadrez și eu. Deci, vreau să vă spun că avem proiecte pe care nu am putut să le implementez, deși am fost de 3 ori pentru ele. Acum, deci este vorba de eficientizare energetică la blocuri. Da? Vroiam să mă duc proiect să asigurăm blocurile de sus până jos, da? Să le eficientizăm energetic. Ei, uite că nu s-a mai putut. A depășit etapa și atunci trebuie să găsim altă oportunitate. Când, cum să putem să depunem proiectul? Vă mai spun încă ceva, este imediat după ziua de 27 septembrie, care și aceea a fost o zi de alegeri, în perioadă în care suntem în situație de alertă, nu în situație de urgență. Oamenii au venit cu protecție și și-au exprimat și-au exercitat votul. Le-am mulțumit de fiecare dată când am avut ocazia tuturor locuitorilor comunei pentru votul acordat. Dar mai ales, am spus, le mulțumesc și celor care n-au acordat votul, pentru că vom demonstra că muncind împreună reușim să facem proiectele de care avem atâta nevoie. Mai mult decât atât, niciodată n-am coborât în mizeria în care te târăsc unii oameni. Sunt oameni care se hrănesc numai cu rău, numai cu urât. De ce să cobori? Nu. Trebuie să vă consumați energia. Nu. Lucruri, exact. Să folosiți pentru lucruri construite. Exact. Și atunci construim împreună. A cei care vorbesc, care publică ce vor, cum vor, să o facă până când nu mai putea. Noi știm că trebuie să facem lucruri bune pentru comună. Îi caracterizează și oglinda lor este cartea de vizită pe care și-o prezintă. Noi n-avem alta decât aceasta de a munci. Și eu nu muncesc singură.
muncesc cu echipe de oameni, oameni care lucrează în toate instituțiile de pe raza comunei. Noi ne unim eforturile, noi comunicăm, colaborăm, începând de la școală, grădinițe, poliție, dispensar, centru medical, medico-social, dar avem societatea de salubrizare cu care trebuie să muncim împreună, să curățăm comuna. Am uitat să vă întreb, am auzit că este adevărat că în Cumpăna vor fi două supermarketuri din două rețele mari? Da, ați auzit bine. Noi doar am prezentat în ședința Consiliului Local, aseară, solicitarea a două societăți care vor să construiască pe teritoriul localității magazin tip Mega Image. În afară de magazinul Penny pe care noi îl avem în curs de execuție, Mega Image-ul este interesat să poată să construiască obiectiv pe teritoriul comunei Cumpăna. Ei vor veni, noi vom prezenta solicitările lor unei dezbateri publice, pentru că populația... Deci, concret, primul dintre aceste centre va fi imediat în apropierea campusului școlar, acolo unde comuna Cumpăna are teren pe care să-l poată concesiona în vederea construirii acestui tip de magazin. E un tip de magazin solicitat de toți locuitorii din zonă, având în vedere că zona aceea s-a dezvoltat și nu există niciun fel de agent economic care să le fie la îndemână, mai ales că noi continuăm cu blocurile ANL. Sunt niște case de frumoase, sunt convins că oamenii ce au nevoie lângă casă să aibă toate aceste, eu știu, lucruri pe care le pot cumpăra de la un magazin mare. Așa este. Vor fi obiective, investiții care vor demara în anul 2021. Eu am și spus o seară în ședința de Consiliu Local, sunt lucruri care, investiții care deranjează pe agenții economici mici și mijlocii. Am explicat că niciodată nu-mi doresc ca acești oameni cu care eu m-am născut, am crescut aici, muncesc cu oamenii, să văd că falimentează activitățile dumnealor, dar astfel de tipuri de activități trebuie să le avem în localitate. Nu putem să negăm, deci nu pot să dau la o parte o oportunitate care vine astăzi. De exemplu, eu nu mă duc să obiectivul, investiția pe care o finanțează Uniunea Europeană de patinoar, deci cu banii europeni, facem patinoarul, pentru că n-am realizat trotuarele. Doamne, păi eu n-am uitat o secundă că acelea sunt obiective care trebuie să le termin. De ce nu pot merge în paralel? Dar au fost dovedite cum lucrările de pietruire, asfaltare au fost făcute acum 4 ani, în 2016, iar lucrările de canalizare cu fonduri europene le implementăm abia acum, peste 4 ani. Și atunci de ce să aștepte oamenii să nu aibă patinoar dacă drumurile nu sunt gata? Se fac toate în paralel? Și așa am explicat, așa vreau să explic, sau de ce să nu plec cu Mega Image acum, de exemplu, dacă n-am reușit să realizez până la această vreme PECO. Stația PECO pe care de asemenea o căutăm de atâția ani și am demarat-o și sunt puse bazele. Păi pot eu să strâng de gât un privat, vino și așează-te mai degrabă pe teritoriul comunei, că acum vreau eu, că altfel locuitorii comunei Cumpăna, care nu știu cum se fac proiectele. Mi-a plăcut întrebarea aseară pusă de un consilier local: doamnă, în câți ani se implementează un proiect? Păi dacă pe hârtie scrie că are termen de execuție 12 luni, el poate să implementeze și în 3 ani. Pentru că intervin atâtea piedici. Exact așa. Așa se întâmplă. Dar aceasta nu înseamnă că noi abdicăm de la această investiție și de această hotărâre pe care noi am luat-o. Noi trebuie să o implementăm până la capăt. Chiar dacă e foarte greu. Chiar dacă este foarte, foarte greu. Nu există să plecăm de la acest obiectiv, îl abandonăm. Nu, dar ne ducem și luăm și altul pe parcurs în drum, așa cum apar oportunitățile. Și mai este ceva, vreau să vă spun că nimic nu mă întărește mai tare și nu-mi dă acea credință decât bucuria copiilor. Copiii. Păi vă imaginați dumneavoastră, noi cu toții ne va părea rău că nu vă vedea pe copii lângă brad, să-i vedeți când se bucură, sau pe cei mici când se duce moșul cu sacul la grupa de grădiniță. Pentru un 12 lei, da? Dulciuri de 12 lei. Nu asta era important. Era importantă bucuria de a-l vedea pe moșul, de a spune poezie moșului, de a vedea...
Ei, toate acestea sunt o mare pierdere, o mare pierdere pentru noi toți și pentru adulți. În fiecare dintre noi există un suflet de copil, dar atunci de ce să nu ne muncim mai mult? Muncim mai mult. La decembrie va fi mult mai grea, pentru că va trebui să mergem la atâtea familii acasă, dar ne va lăsa un gust dulce și nu amar. Niciodată nu o să am gustul amar al vorbelor urâte, al criticilor lansate online. Nu, pentru că acest gust... O vorbă urâtă și o critică spusă online, cred că dispare imediat atunci când vedeți un zâmbet de copil care a primit un cadou și știe el că e de la moșul, chiar dacă e adus de un spirit duș, de un voluntar. Exact, exact. Uitați, vedeți dumneavoastră, și dumneavoastră puteți să fiți acel spirit duș al moșului atunci când aduceți locuitorilor comunei informații corecte. Asta din teritoriu. Așa. Din teritoriu. Nu fiți supărați pe mine că eu nu vin la studioul în Constanța la dumneavoastră, ci vreau să veniți aici. Pentru că mergând acolo puteți să le arătați așa cum se prezintă ele în realitate. Cu imagini de la fața locului. Că pe acelea nu le mai vede nimeni. Nu le mai vede nimeni, din păcate. Pentru că, vedeți dumneavoastră, este greu să muncești. Este greu să aduci, să vezi implementat un proiect. Important este doar să fie critică. Nu. Nu trebuie. Să rămâne la zâmbetele de copii și cu zâmbetele de copii să încheiem și emisiunea. Eu vă mulțumesc mult pentru participare și vreau să ne reîntâlnim luna viitoare, să-mi spuneți despre cum ați rezolvat toate aceste probleme, despre cum ați trecut, cum ați ajutat bătrânii și copiii și cum ne pregătim după aceea de sărbătorile de iarnă. Să știți că vom avea și 288 de bătrâni care vor fi beneficiari ai pachetelor oferite de moșu. 288, dintre care 150 sunt bătrâni, iar 138 sunt persoanele cu dizabilități. Din păcate, avem persoane cu handicap de gradul 1, persoane care au dreptul la bucurie și dumnealor. Atât spun. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit. La Cumpăna se întâmplă lucruri și se întâmplă pentru că sunt oameni inimoși, conduși de doamnă primar, sunt oameni care se implică în toate aceste acțiuni și vor să vadă că o comună aproape de Constanța se dezvoltă și are activități poate care fac, eu știu, geloși unii oameni din Constanța, oameni din conducerea orașului. Toate aceste lucruri se întâmplă la Cumpăna. Și nu vorbim numai despre sport, ci și despre acțiunile umanitare și toate aceste lucruri despre care ați auzit. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună.